Pentru mine, pictura a însemnat dintotdeauna un mijloc de exprimare, o modalitate de transpunere a ideilor, sentimentelor, gândurilor pe hârtie. O pot califica chiar ca o terapie spirituală, deoarece este o modalitate prin care pot să-mi petrec timpul liber, plăcut și liniștit. Când desenez, încerc să uit de toate emoțiile negative, de oricare stres și mă concentrez doar pe cele pozitive, pentru a putea crea ceva frumos. Amintesc când am luat pentru prima dată creionul în mână, însă din acel moment viața mea s-a schimbat radical. Foaia și creionul au devenit prietenii mei cei mai buni, care m-au ajutat să transpun tot ceea ce simt și gândesc, să mă debarasez de oricare stres și emoții negative. Nu am făcut niciun curs de pictură, doar când eu am simțit că am inspirație și vreau să desenez, pur și simplu las sentimentele să curgă pe foaie. Îmi place să combin elementele naturii cu elemente geometrice și grafice. Întotdeauna m-a atras acest tip de desen, nu este nici grafic, dar cu pix negru îmi pare că totul este mai clar și transmit anume acea idee foarte clară și bine definită. Am încercat într-o perioadă să desenez fiecare parte a corpului care să experimentez cu anatomia și să încerc să desenez o mână sau o talpă pentru a vedea dacă îmi reușește acest lucru. Este o tehnică nouă pentru mine personal. Am încercat să realizez acest desen mai complex. Aceste foi se vând negre, complet, și cu un obiect ascuțit trebuie să rozi foaia în astfel ca să desenezi ceva interesant. Desenele mici sunt mai complicate pentru mine personal, deoarece trebuie să atrag atenția la fiecare detaliu și să-l desenez într-o mărime mult mai mică. Mi-ar plăcea mult să colaborez cu scriitorii de cărți, deoarece chiar mi-a reușit să ilustrez acele mici desene minimalistice din cărți.